Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! Alegeri locale 2020 în studioul nostru este domnul doctor Emanuel Nazaritian, care candidează pentru Consiliul Local Municipal Roman din partea Uniunii Armenilor din România cu o echipă dinamică. Dumnealui deschide lista, doamna Chica Maria pe locul 2, doamna Marin Luminița pe locul 3 și Marin Mădălin Ilie pe locul 4, nu cel din urmă, bineînțeles. Dacă în prima noastră întâlnire am vorbit despre apă, despre distribuirea apei potabile și surse locale de apă și despre canalizare, am ajuns la poluarea aerului și solului și poluarea sonoră. Despre poluare sonoră, să spunem că avem anumite cazuri când, să spunem, niște concetățeni de-ai noștri ne cam cum se cheamă, tamponează urechile cu anumită muzică, dar poluarea aerului și solului chiar face parte din unele probleme care trebuie rezolvate într-o comunitate. Da. Așa cum se știe, prin activitatea umană de zi cu zi, ceea care se desfășoară fără nicio apăsare privind salubrizarea solului, de exemplu, sau a apelor sau a aerului, avem probleme deosebite de poluare și atunci aceste probleme ar trebui, care poluează, vreau să spun, activitățile care poluează ar trebui ori oprite, ori luate măsuri de diminuare și, bineînțeles, trebuie să avem mai mult respect față de aerul care respirăm, pământul care ne dă roadele și apa care iarăși este vitală și ne trebuie zi de zi și ceas de ceas. Problema cu poluarea sonoră, să știți că e foarte ignorată, ne mai punem mâinile la urechi, ne mai punem tampoane în urechi, dar afectarea oamenilor și a animalelor chiar prin poluare sonoră are efecte foarte grave. Începând de la boli cronice care se pot instala în timp. Din cauza stresului și a nesomnului și a gălăgiei, da, care este foarte deranjată. Deci și până la, să zicem așa, disconfort cronic, insomnia care este unul din cei patru factori de moarte subită și așa mai departe. Suntem înconjurați, deja noi nici nu mai dăm importanța care trebuie, pentru că peste tot e gălăgie, peste tot e zgomot, trafic, aparate, compresoare, chiar și circulația în instalație a apei, a gazului, a aerului, provoacă zgomote. Mai avem și electrocasnice care nu, mai pornesc, da, așa când nu mai zic de aeroporturi, trenuri, dar da, în primul rând traficul rutier care poluează sub toate aspectele. Bun, și ce am putea să facem să le... Păi sunt multe de făcut. Primul lucru, ne-am pus geamuri termopan ca să ne putem, da, izola de exterior. Da, nu te poți izola. Când în jurul tău totul e cum e, izolarea e o iluzie, dar trebuie încercat. Lucrurile nu se fac de pe o zi pe alta. De asta eu, dacă am să ajung în Consiliul Local și se vor pune acest gen de probleme, și să știți că există plan pe 10 ani la municipiul Roman și în toate localitățile pentru diminuarea tuturor problemelor despre care discutăm. Planul Romanului expiră chiar în 2015-2020, dar facem altul, mergem mai departe în perspectiva celor 4 ani și vedem cum facem și ce trebuie făcut, că sunt metode, sunt lucruri care se pot face, în primul rând, pentru stoparea avansului ăsta neant și după aia prevenție cât putem de mult.
Cu siguranță sunt foarte multe lucruri de discutat, da, și la acest subiect, dar aș vrea să mergem mai departe la subsolul tehnic al blocurilor de locuit. De ce ar face subiectul de campanie un lucru ca acesta? Pentru că aceste subsoluri sunt focare de infecție. Multe dintre ele inundate, într-adevăr. Da. Și inundate, și cu finisaje absolut deteriorate. Acolo există foarte multe reziduri din toate punctele de vedere. Se mai depozitează tot prin activitate umană fel și fel de lucruri și toate astea, pe acolo trec țevile de instalația de apă potabilă, tot pe acolo trece și instalația de canalizare, ca orice instalație trebuie întreținută, nu e întreținută și atunci toate subsolurile, majoritatea, adică nu toate, sunt focare de infecție. Trebuie să înțelegem că tot ce înseamnă utilitățile astea publice care servesc o localitate contribuie foarte mult la calitatea vieții. Noi în apartament, să zicem, facem ca totul, microclimatul să fie nemaipomenit. Dar sunt momente în care ceea ce avem dedesubt, ceea ce avem sub noi, urcă, sau deasupra sau dedesubt, că mai avem probleme și cu terasele, nu mai zic și cu astea, urcă și sunt lucruri, deci acolo în casă stai zi de zi și ceas de ceas, an la rând. Se acumulează toate noxele, toate problemele și la un moment dat te îmbolnăvești. Ne întrebăm de ce suntem bolnavi. Da. Vara, de exemplu, dacă e apă în subsol, țânțarii, în primul rând. Dacă mergeți la pediatrie vara să vedeți copii cu mușcături de țânțari, vi se face milă, vă apucă plânsul, că efectiv toată fața, tot corpul, numai mușcături de țânțari. Și mușcătura ca mușcătura, ia sângele, dar îți și inoculează fel și fel de agenți patogeni care nu fac bine absolut deloc. Rampe de colectare, asanarea focarelor de infecție, aici la ce vă referiți? Păi la ce să mă refer? Noi ne-am angajat, da, ne-am angajat în anul în care am intrat în Uniunea Europeană că vom reuși să colectăm civilizat rezidurile solide. Aici intră și alea lichide, dar alea fac parte în general așa pentru municipiu, dar nu reușim, uitați, să avem o punctă de colectare a rezidurilor solide care să fie organizate conform normelor sanitare și de asemenea nu reușim să facem o selecție la locul de producere a rezidurilor. Suntem pe ultimul loc prin Uniunea Europeană și ne așteptăm la sancțiuni din partea Uniunii Europene pentru că această colectare haotică și contrar normelor europene a rezidurilor nu este în regulă. S-au primit și bani, o grămadă de bani ca să facem lucrurile cum trebuie, dar problema este că, de educație, cred. Da, și de educație, în primul rând. Populația nu prea pune bază în lucrurile astea. Nu știu de ce ne place să stăm cu mizeria la nas, lângă noi, în fine. Și lucrurile astea cu gunoaiele, cu rezidurile, vă dați seama, te duci la pădure, de exemplu, sau te duci în camping, sau te duci oriunde, știți ce rămâne în urmă. Da. Din păcate. Da. În municipiu, să zicem, la Roman, datorită faptului că densitatea e mult mai mare, normal că și gestionarea sau managementul acestor reziduri trebuie să fie foarte strictă și foarte riguroasă în sensul bun, pentru că, v-am spus, contribuie la calitatea vieții și la un moment dat organismul cedează, ne îmbolnăvim și toată lumea, primul gând este: vai, dar de ce m-am îmbolnăvit? De ce eu? Dar de ce boala asta? De ce nu altceva? De ce nu vecinul? Și eu? Și treburi de astea care
nu sunt nici principiale și nici pertinente. Și cu siguranță avem fiecare vina noastră. Igiena unităților de alimentație publică, de producție alimentară, economice, piețe, târguri, oboare, șantiere de construcții. Acum, în ceea ce privește unitățile de alimentație publică, producție alimentară, cred că igiena aici are o anumită calitate, adică e la standarde, pentru că altfel ne-am îmbolnăvit. Având în vedere din ce punct am plecat după Revoluție, este mult mai bine. În toate cele care le-ați înșirat, totul e reglementat, totul este scris, numai să se aplice. Problema este că alimentația publică e făcută de persoane care n-au nicio tangență nici cu alimentele, nici cu serviciile de alimentație publică, efectiv persoane care se gândesc că se vor îmbogăți repede și bine din acest domeniu și de aceea munca cu ei este foarte, foarte complicată. Noi nu avem darul ăsta să ascultăm specialiștii, ce ne spun, ce recomandă un medic, ce ne spune un avocat, ce ne spune un contabil. Noi suntem deștepți cu toții și facem după capul nostru și atunci lucrurile mai derapează, lucrurile și afectează, bineînțeles, sănătatea publică. Spațiul alocat emisiunii noastre s-a cam terminat, a ajuns la final. Am să vă rog să faceți, să închem cu o concluzie. Păi concluzia e cea cu care am început, da, în sensul că știu multe, pot să ajut mult, mă gândesc că dacă am să reușesc să ajung în Consiliul Local Roman, o să pun numărul și am să spun, măcar legea să o spun, că toată lumea fuge de lege, avem și legislație destul de stufoasă, dar se pot rezolva problemele astfel încât hotărârile de Consiliul Local să fie cât mai bune. Și ștampila va fi pusă pe? Pe dreptunghiul cu numărul 1 și unde vedeți sigla Uniunii Armenilor din România și unde vedeți numai 4 persoane, puțin la buni, acolo și în interiorul dreptunghiului, pe cât posibil, ca să nu se anuleze votul. Vă mulțumim, domnule doctor, doamnelor, domnilor, dumneavoastră vă mulțumim pentru faptul că ne-ați urmărit. Rămâneți alături de noi în continuare. Toate bune!